Bun găsit! Anul acesta campania va avea 800 de beneficiari. Copiii vor primi jucării, dulciuri și rechizite. Cei care vor să se implice în campanie o pot face printr-un mail la adresa office@transilvania.ro. Voluntarii se ocupă de centralizarea și de livrarea cadourilor. Avem și un material, haideți să-l vedem! Sute de copii din Munții Apuseni și din centrele de plasament vor primi din partea moșului cadouri personalizate. Început în anul 2019 cu 350 de copilași care frecventează cursurile grădinițelor și școlilor de la munte. Acțiunea a prins atât de bine și am avut un răspuns atât de frumos din partea clujenilor, încât astăzi, în 2021, avem un număr de 850 de beneficiari. Cadourile sunt menite să încurajeze pe copii să meargă în continuare la școală, astfel că vor include dulciuri, jucării, piese vestimentare și rechizite sau cărți. Am primit multe solicitări de la doamne învățătoare sau doamne educatoare, care împreună cu copilașii din grupele dumnealor vor să pregătească pentru alți copii cadouri de Crăciun. Pentru ca niciun copil să nu rămână fără cadou, toate cutiile sunt centralizate și verificate înainte de a fi duse în munți. Dacă la edițiile anterioare a fost prezent și Moș Crăciun, de această dată, organizatorii așteaptă să vadă dacă regulile sanitare vor permite o astfel de întâlnire, pe care cei mici o așteaptă cu sufletul la gură. Cei care doresc să se implice o pot face până pe 13 decembrie, iar pachetele vor fi